În numele Republicii Moldova, în temeiul articolului 140 din Constituție, 26 din legea cu privire la Curtea Constituțională, articolul 6, 61, 62, litera A și 68 din Codul Jurisdicției Constituționale, Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se admite sesizarea deputaților în Parlament Adrian Candu, Serghei Sârbu și Ștefan Creangă. 2. Se declară neconstituțională hotărârea Parlamentului numărul 224 din 3 decembrie 2015 pentru abrogarea hotărârilor Parlamentului privind desemnarea unor directori a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. 3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Președinte Alexandru Tănase, ședința se declară închisă, o zi bună tuturor!